Firma care construiește noua arenă de 5 stele a Sibiului a publicat noi imagini video de pe șantierul stadionului municipal. Tribuna oficială și peluzele sunt gata, singura zonă în care mai este serios de lucru fiind cea a fostei tribune oficiale. Surse de încredere au explicat pentru Ora de Sibiu că lucrările vor fi gata în august, iar în septembrie se va disputa prima partidă oficială. Naționala României va evolua și ea aici, cel mai probabil în luna octombrie. Viitoarea arenă va avea o capacitate de aproape 13.000 de locuri, iar costurile lucrărilor de modernizare se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro. Cel puțin 30 de sălci de pe malul Cibinului sunt tăiate pentru amenajarea pistelor pentru biciclete. Reprezentanții primăriei spun că este vorba de aproximativ 30 de copaci, dar numai aceia care sunt bătrâni și bolnavi. După finalizarea lucrărilor vor fi plantate 300 de sălci, dar până ca acestea să ajungă la maturitate va dura mulți ani. Diana Dâncăneț este o sibiancă în vârstă de 22 de ani pentru care muzica nu este o simplă pasiune, ci înseamnă emoție, dedicare și muncă. Diana tinde să devină o vedetă locală, având deja piese în colaborare cu DJ cunoscuți, dar și o piesă proprie scrisă de DJ Project. Tânăra spune că întotdeauna s-a simțit norocoasă că a fost înzestrată cu acest talent și nu vrea să-l irosească.